Bună seara, dragi prieteni, sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Iată ce spune cercetătorul științific Dr. Joe Dispenza. Suntem supranaturali, am fost mereu, dar avem nevoie să învățăm să folosim această putere care există în noi. Tema acestei serii am intitulat-o sugestiv Supranatural, iar invitatul meu în această seară este domnul Florin Haidamac, medic și scriitor de literatură science fiction. Bună seara, Florin! Bună seara! Mulțumesc că ai revenit! Eu mulțumesc! Avem o emisiune care zic eu că o să cuprindem niște idei legate de supranaturalul din noi. Ceea ce este peste modalitatea de naștere naturală a fiecărui individ. Există indivizi în lumea asta, fie bărbați, fie copii, fie maturi, fie vârstnici, din diverse medii, care sunt înzestrați cu puteri pe care oamenii obișnuiți nu le au. Sau, altfel spus, oamenii obișnuiți le au, dar nu le cunosc. Și aș dori să dau citire unor cuvinte ale doctorului Joe Dispenza, ca să putem începe discuția, legate de acest aspect. Atunci când îți schimbi emoțiile, poți schimba expresia genelor tale, activarea unora și dezvoltarea altora, pentru că trimiți un nou semnal chimic către ADN-ul tău, care îți poate instrui genele să creeze diferite proteine, blocuri de construcții noi, care pot schimba structura și funcționarea corpului tău. Aceste cuvinte plus celelalte legate de suntem supranaturali, dar această putere care există în noi trebuie să învățăm să o cucerim, sunt punctul de plecare în discuția noastră. Exact. Într-adevăr, sunt fenomene în lumea asta, sunt situații în lumea asta care nu pot fi pe deplin înțelese și nu pot fi explicate. Din cauza asta au fost numite paranormale. Cumva termenul ăsta acceptă că ar fi normal, dar cumva para, pe lângă normal, pe lângă... Nu cunoaștem încă toate mecanismele și toate resursele biologiei noastre. Nu cunoaștem încă foarte clar modul de funcționare chiar al ADN-ului. Noi știm niște principii, noi știm niște căi, știm niște, cum să spun, niște comportamente ale ADN-ului ca răspuns la anumiți factori, la anumiți stimuli fizici, psihici sau de oricare biochimici în special. Și atunci putem trage doar niște concluzii pe ceea ce vedem și pe ceea ce putem observa direct. Știm foarte clar că o anumită genă prin supresia ei sau prin exprimarea ei poate produce un cancer sau poate produce o anumită boală sau poate produce un fenomen de vindecare, poate chiar pentru unii miraculoasă. Există în literatura medicală situații de genul ăsta în care oameni s-au vindecat miraculos. Eu personal am auzit de un caz. Acum, cât este folclor și cât este real, sunt foarte greu să precizez. Dar am auzit de un caz de un pacient care avea un cancer pulmonar urât. Cancerul pulmonar este cea mai parșivă formă de cancer, pentru că evoluează foarte rapid. Alături de cancerul de cap de pancreas. Foarte rapid evoluează. E o chestiune de luni. Nu e o chestiune de altceva. Și nu prea ai ce să faci. Pacientul ăsta a asistat, fără să vrea, la o discuție între medicii din echipa medicală care se ocupa de el. Ei se uitau la radiografii pe negatoscop, iar unul dintre medici a spus, domnule, asta e, moare. La care pacientul a plecat. El a înțeles că moare de asta, de castraveți, de nu știu ce. O băut moare, 2 luni. Cu unul s-a prezentat la control, cu o stare vizibil îmbunătățită. Deci acum nu știu cât e folclor sau nu. Nu cred că de la moare, cât mai ales de la mentalul pe care el și l-a fixat. Dom'le, așa a spus medicul, că moare, că trebuie să beau moare și mă vindec. Dar el cumva, practic, tot ceea ce a putut să facă a fost din interior, nu datorită unei substanțe oarecare, apă cu sare sau ce mai conține moarea aia. Da? Deci, uite, sunt... Există acel fenomen denumit efectul placebo. Da,
prin care conștientizez cu o forță mentală extrem de puternică faptul că te vindeci. Da, da. Te afli în vindecare sau chiar te-ai vindecat și nu trece mult timp și fenomenul se încheie. Pozitiv, evident. Capacitățile pe care noi le avem din naștere sau pe care le dobândim la un anumit moment al vieții, fie că e vorba, eu am auzit de cazuri care au, de oameni care au dobândit capacități paranormale, să spunem, în urma unor șocuri emoționale accidente foarte puternice, în urma unor accidente, în urma unor trăsnete, chiar am auzit. Dar astea nu sunt încă chestiuni documentate foarte clar, pentru că oamenii de știință cam fug de chestiile astea. Știi? Pentru că pică cumva așa în derizoriu, pentru că pare mai mult o chestie de circ, de șarlatanie chiar. Și totuși se produce un declic în organismul după acel accident sau după acel șoc. Eu sunt convins că noi ne naștem cu niște capacități de care nu suntem conștienți. Și eu sunt foarte convins. Am citit niște materiale în care se spune clar că în decursul miilor, sutelor de mii de ani, omul a avut aceste capacități, dar cu timpul ele s-au atenuat până au intrat în amorțire. Pentru că nu au fost folosite. Ne fiind folosite. Pentru că nu au fost folosite. Funcția creează organul. Exact. El există, omul trebuie să învețe să caute, să înțeleagă cum le poate declanșa. Omul trebuie să evolueze. Omul trebuie să învețe să fie disciplinat. Omul trebuie să învețe să își canalizeze anumite energii pozitive, pentru că de energie negativă este plin în jurul nostru, nu neapărat în vremurile astea pe care le trăim acum, dar permanent, de-a lungul istoriei, au fost energii negative enorme canalizate în jurul ființei umane. Enorme. Că au fost vorba de foamete, de boli, de războaie, de orice altceva, dar au fost energii negative enorme. Omul nu a reușit să-și canalizeze energia pozitivă pe care o are pe un anumit făgaș. Uite un pic, eu nu spun foarte multe, dar sunt chestii pe care le-am văzut în surse deosebit de credibile la călugării tibetani. Există un test în comunitatea asta prin care ucenicul, viitorul călugăr, pentru a fi primit în rândurile inițiaților, este dus în munți la o temperatură de minus nu știu câte grade, cu zăpadă, este dezbrăcat la bustul gol, îi se dă o cămașă să îmbrace cu apă. Deci udă, cămașă udă. Deci hipotermia este la un pas. El trebuie să se concentreze și să mediteze, astfel încât să usuce cămașa aia de pe el. La 3 sau 4 cămăși uscate, una după alta, ești primit în cercul ăsta de inițiație. Cu puterea gândului, cu puterea ta interioară. Gândește la minus nu știu câte grade, în munți, cu viscol, cu zăpadă, cu cămașă udă pe tine. Foarte mulți dintre noi, sau mare majoritate, sau chiar toți, murim de hipotermie. Asta obligatoriu. Asemenea oameni antrenați, dar nu merge oricine. Deci omul respectiv, pentru a da testul ăsta, se antrenează, face anumite chestii, își dezvoltă anumite capacități de căldură interioară, de meditații, de respirație. Deci sunt niște chestiuni care par anormale pentru noi. Pentru cei care practică și trăiesc în stilul ăsta de viață, nu cred că este ceva ieșit din comun. Adică ființa umană are în interiorul ei anumite resorturi pe care încă nu știe să le pună în valoare, să le desfacă. Creierul uman este enorm de mare. Noi folosim foarte puțin din el. Ce face restul din 90%? Mare, nu știm. Referitor nu la știm. Bagaj. Da, referitor la bagaj, da. Referitor la orice. Deci nu știm ce facem. Deci nu avem reprezentat foarte clar potențialul nostru. Eu așa cred. Nu reușim să ne dăm seama. Marea majoritate și evoluția societății în general de-a lungul istoriei a fost pe consum. Să-și asigure nevoile de bază. Căldură, mâncare, pace și alte minuni de genul ăsta. Total de acord. Iar partea asta spirituală, partea asta care necesită un anumit grad de pregătire, un anumit grad de educație, un anumit grad de disciplină, pe calea asta nu poate merge oricine. Asta este foarte clar. Iar sunt, ca să nu intrăm în literatura ezoterică, dar în anumite societăți, mai puțin sau mai mult discrete sau secrete, se vorbește despre o anumită iluminare.
pe care o dobândești la un moment dat. Interior, chiar și Hegel vorbea despre asta. Ci este o anumită iluminare, este o altfel de cunoaștere. Este altceva. Din neînțeles pentru unii, de o comoară cu adevărat pentru alții, dar... Uite, Florin, este o vârstă în viața unui om în care individul încearcă să-și cunoască sau să încearcă să încerce să depisteze capacități personale necunoscute, supranaturale, în vârsta copilăriei. Exact. De multe ori, copiii, stând așa, cumva, să-și facă temele, se uită la creion și zic, fixează creionul cu ochii și zice, dacă aș scrie creionul ăsta în locul meu singur, singur. Asta așa este. Sunt încercări nevinovate, ne putem spune. Da. De a descoperi ceva care la prima vedere pare imposibil. Dar de unde știi că unul din 10 copii nu reușește să facă acest lucru? Da, sunt celebre... Și uite, așa se descoperă anumite persoane cu capacități supranaturale. Extrasenzoriale. Percepții extrasenzoriale, dar sunt celebre cazurile, să nu vorbim de ele, de deja viu, de deja coniu, în care copiii abia născuți știau exact mediul respectiv sau să vorbească într-o limbă necunoscută. Da, sau copii care n-au ieșit din mediul lor din care au trăit, au plecat în alt loc și acolo știau ei exact și oamenii și locurile și tot. Deci sunt fenomene inexplicabile. Eu cred că noi ca ființe avem o posibilitate de acces la memoria colectivă, la o anumită memorie genetică pe care o avem, la o memorie, dacă vrei, de turmă, că tot se vorbește foarte mult de turmă în ultima vreme, doar că nu știm să accesăm cheia asta, ușa asta, nu știm să o închidem, nu știm să o deschidem. Noi avem niște uși în fața noastră, în mentalul nostru, prea multe uși care ne sunt închise, pentru că nu ne concentrăm pe ele. E foarte simplu. E extrem de simplu. Mie îmi spunea, eu am citit undeva de un călugăr indian care a propus o tehnică de meditații prin care te puteai adormi singur. În cazul în care aveai probleme cu somnul. Vă spun, domnule, nu mai luați cine știe ce chestii. Faceți ce vă spun eu și veți adormi singur. E o tehnică bazată pe respirație. Dar uneori funcționează, alteori nu funcționează. Deci acum depinde și cel care practică treburile astea, cât este de sugestionabil, exact ca în hipnoză. Să vorbim despre hipnoză, despre hipnoza regresivă, care, într-adevăr, poate scoate dintr-un anumit om anumite amintiri, anumite trăiri, anumite chestii, anumite vieți anterioare, deci anumite informații. Sunt foarte multe chestiuni în lumea asta care nu pot fi explicate. Să vorbim despre acei oameni care au capacitatea de a depista și să folosiți mult de poliție, da, de a depista criminalul într-un act. Sigur că da. Ucigaș. Da, da, poți vorbi despre așa numitul medium. Deci care aici sunt mai multe chestiuni. El probabil un astfel de personaj, el probabil simte cumva locul respectiv, dar probabil are și o gândire în imagini și face niște asocieri foarte clare de imagini și își poate explica altfel decât persoanele normale ce s-a întâmplat. Pur și simplu vede un film. Format din mai multe secvențe, da. Pe care le pune cap la cap ca într-un puzzle și obține scena. Orice formă de energie din universul ăsta influențează mediul. Orice formă de energie. Că vorbim de gravitație. Gravitația e clar cum influențează tot în jur. Că vorbim de electromagnetism, că vorbim de undele luminoase. Deci totul influențează, totul schimbă mediul. De ce gândurile noastre, care sunt tot o formă de energie, n-ar putea influența și ele mediul? Eu am propus tema asta, teoria asta, într-un roman mai vechi al meu, care se cheamă Adnana.
iar în care personajul principal chiar asta spune, că gândurile mele pot modifica materia. Și atunci el se comportă bine, acolo a fost mai mult. El practic a avut contact cu o rasă extraterestră și a dobândit niște capacități. Dar, într-adevăr, sunt ferm convins că într-un anumit grad gândurile noastre modifică materia, pot modifica materia. Acum, că unii reușesc chestia asta mai puternic și alții mai puțin, este clar. Unii se pot concentra mai mult, unii pot elibera o energie mentală foarte mare, alții nu pot elibera deloc. Sunt chestiuni. Însă, mi este foarte clar faptul că prin antrenament, prin, eu știu, o canalizare a unei energii din interiorul nostru, putem face foarte multe lucruri care pentru știința actuală sunt sau pot părea de neconceput. Există state, și aici aș da două exemple edificatoare, China și Rusia, da, care au școli speciale cu copii supradotați. Exact, și la fel aceste state au școli speciale cu oameni care vindecă prin bioenergie. Deci eu nu sunt genul care se creadă în chestiile astea. Deci până nu văd și până nu mi se demonstrează foarte clar cu documente medicale, domnule, am fost, m-am vindecat, am făcut asta și cu asta, nu prea cred. Dar am auzit. Am auzit de la oameni care nu aveau nici interes să mă mintă sau așa. Am auzit de fenomene din genul ăsta. Există oameni care pun mâna pe tine și care îți spun exact cine ești și ce faci și îți spun niște detalii incredibile despre tine. Da? Există oameni care nu văd și te percep într-un alt mod și îți pot spune despre tine iarăși niște chestiuni foarte interesante. Dar asta totul e o chestie vestă de percepție mentală. Noi avem anumite simțuri prin care percepem realitatea. Da? Fizice, da? Dar eu cred că mai există totuși un simț. Exact. Energetic, așa. Această lume, într-adevăr, mică, nu este mare. Această lume a oamenilor cu capacități supranaturale a fost intens speculată de un studio cinematografic, Marvel. Bine, pe aici, pe acolo, apar niște exagerări. Însă, motogrosso, studiourile Marvel scot oameni cu capacități supranaturale. Da, 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 da. Pentru că... Și este o realitate. Este și tot timpul... Bine, să subliniez din nou, există și exagerări, dar pentru că ele există și realității. Da, uite un pic la... Se bazează pe ceva real. Sigur că da, la exemplele mai clasice, uite la Războiul Stelelor, cum mișcau toate obiectele. Yoda, cum își lua sabia laser cum numai întinzând mâna, cum, și aici, cum zburau, cum levitau. Yoda, să intrăm în anumite idei din tematica noastră, și anume psihokinezia și telekinezia, ele sunt oarecum înrudite. Însă telekinezia înseamnă mișcarea la distanță, da, în timp ce psihokinezia înseamnă mișcarea cu puterea minții. Dar luat așa cumva pe lângă gard, pe lângă drum, sunt asemănătoare, sunt surori. Da. Acum, și avem și telepatia. Da. Telekinezia e o chestiune, la fel, dacă e să vorbim așa, intens speculată și intens mediatizată și intens arătată în filme. În special filme astea cu caracter SF, în special chiar, deci, primul rând, literatura, să nu uităm, de Stephen King, care are foarte multe lucrări de genul ăsta. Serialul Stranger Things, mai avem. Sunt foarte multe lucrări. Telekinezia, într-adevăr, presupune mișcarea obiectelor doar cu forța minții. Acum, cum? Cum? Pentru că să reușești să muți ceva doar concentrându-te, practic totul se reduce la o eliberare de energie, la concentrarea unei anumite energii pe obiectul respectiv. Energie creată, generată în interiorul corpului tău. La ce am mai citit și eu și la ce am mai văzut, tot acest fenomen înseamnă un consum enorm.
adică pulsul ajunge undeva la limita maximă, tot organismul este foarte forțat. Deci este dus la maxim pentru a produce energia asta. Sunt ferm convins că se poate. Sunt ferm convins că se poate, pentru că în, e mult spus în știință, cel puțin în gândirea mea, dacă există un singur, așa spunea și Asimov, dacă există un singur lucru demonstrabil, mai există încă un infinit de lucruri ca el. Așa este. Adică nu e o singură noțiune, nu este există noțiunea de doi. Deci nu, există noțiunea, dacă un fenomen este unic, domnule, este unic. Dar dacă mai există încă unul, e clar că posibilitățile sunt infinite, nu ai cum să le limitezi. Foarte mult cum să spun, energie s-a consumat cu fenomenul ăsta, pentru că în mare majoritate a cazurilor a fost vorba de șarlatanie, a fost vorba de magneți, a fost vorba de iluzii fire optice, ascunse. De fire ascunse, de cu totul, de mai multe chestii. De obicei apăreau la circuri, prin spectacole de magie, iar asta înseamnă iluzie optică. Magia în definitiv este o iluzie optică, depinde de foarte mult ceea ce face magicianul cu mâna. Prestigitație. Da, sigur, da. Mâna este mai rapidă decât ochiul. Deci asta este demonstrat științific. Mâna e mai rapidă decât ochiul. Poți face niște mișcări cu mâna, tu să nu le percepi până le integrezi tu și până ajung la tine în cortexul cerebral. Eu deja am terminat ce am de făcut, dacă am un anumit antrenament. Dar nu e vorba de magie. Aici este efectiv vorba de o calitate. Sunt ferm convins că este înnăscută. Sunt ferm convins că unii care au performanțele astea au și făcut antrenamente pe treaba asta. Și doru, știi ce se întâmplă? E suficient unul care să-ți arate că se poate. Exact. Că se poate. Că nu este imposibil. Se poate. Dacă un anumit om a reușit să mute, eu știu, un pahar 3 cm mai încolo, înseamnă că se poate. Înseamnă că nu e ceva imposibil. Și este dovada clară că înăuntru nostru sunt energii, sunt forțe, sunt capacități pe care noi nu le înțelegem și la care noi încă nu putem ajunge. De ce? Asta nu știu. Asta nu știu. Este foarte posibil să fie cumva și în codul genetic undeva ascunsă chestia asta. Este foarte posibil, dar este să studiez materialul genetic ca și cum ai studia universul. Cam atât de complex și cam atât de vast este tot fenomenul. Și gândește că toate astea se întâmplă în ce? Într-o mare pungă de apă, da? Care este omul, da? Care are... E o pungă de apă. Eu știu, să spunem, da, 30-40 de litri de lichide, da? O linguriță de calciu, un pic de magneziu, da? Două, trei fire de sodiu, un pic de potasiu. Asta e omul, da? Și calciu. Da, calciu mai mult, da, să spunem, știi? Pe planeta asta este foarte posibil ca pe altă planetă să fie siliciu sau oricare alt element chimic. Toate astea se întâmplă datorită unei forțe, unei energii. Pentru că noi, așa cum nu știm cum a fost creată viața, indiferent cum am încercat să combinăm noi elementele astea chimice și indiferent câte experimente am face în laborator, producând la scară micro așa numitele condiții primordiale, noi nu știm încă ce anume a declarat. Știi că cea mai perfectă piatră este diamantul. Da. Energia sa este extraordinar de mare. Da, da. E posibil ca organismul uman să dezvolte asemenea energie, dar vorbim după o scurtă pauză publicitară.